Vorbinto timpul despre opportunitazi. Ne spunem che trebuie să prindem opportunitățile, regretam că am pierdut opportunitățile, ne plângem că nu avem suficiente de opportunități și așa mai departe. Dar ce este exact o oportunitate? Salut și bine te-am găsit, sunt Bruno Medicina, trainer, coach, autor sau cum deseori mi se spune, omul care aduce performanță. Și data fiind că, desigur, pentru a atinge o performanță de top trebuie să prinzi anumite opportunități, de asta vorbim azi. Ziceam despre opportunități. Ce este o oportunitate? Ei, eu ca de obicei, știi că nu scapi de obsesia mea cu latina, opportunități vine de la opportus, adică ceva care ne aduce la port, adică ceva care este oportun. Deci o oportunitate e ceva care ne aduce la obiectivul nostru. Deci, ideea care este, în momentul în care ne plângem despre lipsa de oportunități, crede că problema este mereu faptul că noi suntem tot timpul așa de focusați asupra problemele noastre, asupra gândurile, asupra regreturi, asupra niște gânduri constante, niște reflexe, că nu vedem oportunitățile pe care sunt. Eu aud tot timpul oamenii care se plâng că după Revoluție erau groază de oportunități, apoi după criza, apoi trebuia să prinzi oportunitate imobiliară, oportunitate. Ideea care este, eu mă întreb astăzi câte oportunități sunt de care ne vom plinge peste un an, doi, trei. Acum este mare criză, avem virus, știu perfecte. Dar unii fac caruțe de bani. Deci unii au știut să profite de chestia asta. O discuție aparte ne spune că nu e clar dacă faci un profit, ești un profitor. Dacă folosești oportunitate, ești un oportunist. Adică dacă faci afaceri, ești un afacerist. E foarte interesantă viziunea asta, pentru că tocmai cei care nu se pricep, cei care fac afaceri și nu sunt buni, aruncă pe ceilalți vina falimentelor lor. Deci, noi suntem toți în aceeași situație. Am spus de multe ori conceptul, poate te amintești de un vechiul video care spunea giungla este neutră, adică giungla e aceeași pentru toți. Unii ved lucruri, alții nu le ved. Dacă ai fost vreodată la munte în căutarea de ciuperci, unii se pare că găsesc mereu ciuperci și alții că chiar dacă au sub nasul nu-i ved. Unii sunt așa de negativiști că dacă îi aduci orice oportunitate, orice lucru, chiar pe tava, nu-l vede sau spun că nu e bun sau refuză să iau cel minim de risc că orice activitate implică. Deci, vorbind de oportunități, tot ce ne conjura nu este decât o oportunitate permanentă din care putem face bani dacă oferim valoare. Viața ne oferă probleme tocmai pentru că dacă suntem în stare să le rezolvăm, creăm valoare și asta este o oportunitate. Un lucru interesant, când aud cineva, nu avem oportunități. Eu zic, uită-te în jurul tău și vezi de ce se plâng oamenii. Că e poluare, că e trafic, că e una, că e alta. Adică lumea nu face altceva din dimineața până seara să se plingă de ceva. Ai observat, cred. Bine, în loc de a te adauga la cor de cei care se plâng, gândește-te, cum aș putea să rezolv unul dintre aceste probleme? Unu. Și, evident, cum pot să fac bani de la asta? Asta înseamnă să profiți, adică să faci un profit de la o oportunitate, adică ceva care te aduce import. Repet,
viața e plină de oportunități pentru cine știe să le vadă. Din păcate, cum a spus cineva, de multe ori oportunitatea vine îmbrăcată ca muncă. Și ne uităm în altă parte, pentru că vrem oportunitate, dar nu prea ne place să muncim. Deci, profita de oportunitățile pe care le ai. O zi bună în continuare!